Astăzi trecem la litera D. D. Colorează bulina care corespunde sunetului D după model. Ce avem aici? Oglindă. Așa. Și aici ce avem? Dinozaur. Didel. Prima dată. Dinozaur. Pod. Ei, dar doar bulina, Giuri, nu și pe lângă, da? Te rog. Pod. La final. Așa. Diamant. Di. La început. Di. Ia. Di. A. Diamant. 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 T, Giuri, diamant. N, T, da? N, T. Diamant. Noi suntem la litera? T. Ce literă facem noi acum? T. Cum? A, P, C, D. D, da? Deci D suntem, da? Încercuiește litera D cu roșu și litera D mare cu verde din cuvintele, da? Dar haideți să citim mai întâi. Hai. Da, mi, na. Da, deci? Da, mi, na. Nu. Da, mi, an. Damian. Așa. Hai, încercuim, da? Dar stai, că zici, încercuiește litera D mic cu roșu și D mare cu verde. N-ai nicio chestie, ia-ți culorile colorate. Ia-ți pixurile colorate. Pixurile... Unde sunt? Caută-le. Așa. Ai văzut că le-ai găsit dacă le cauți? Deci ne trebuie ce culori? Roșu și verde, da? Roșu pentru cea mare. Stai așa. Deci, încercuiește D mic cu roșu, da? Da, e corect. Stă unul corect, da? Verde. D mic cu roșu, deci... De mare. Ok. Haide. Uite dacă ai nevoie de un alb verde, da? Ha. Dunărea. Așa. Mo. Până la L, da? Mol. Du. Nu. P. Nu, Giuli. T. Do. Va. Moldova. Așa. O țară. Republica Moldova e o țară, Giuli. Tu. Yeah. Tu. Da, și ce litera e la final? Tut. Tut. Haide, zi-o. Tut.
Dudu, e un copac, da, cu Dudi. Așa. Trasează după contur și colorează literele. Haideți să trasăm după contur, da? Scrie mai întâi, da? Literele, da. Da. A. Na. Nu, haide, Giulie, mai repede, e doar să scrii după contur, da? Și punct. Așa. Pune punct. Da. Hai să vedem ce scrie. Tu? Nu. Da. Da. Ru. Doru. Deci? Doru. Doru. Dana. Dana. Așa. Dima. Hai, ești ce scrie? Dima.
Așa. Dorina. Dorina. Așa. Tre... Du... Nu. Dar... Deci? Dar... Da. Cod. Da. Nod. Da. Diamant. Deci vezi cum se scrie diamant? Di. A. Mant. Da? Hai. Rod. Așa. Scrie litera D mare și D mic, da? Julia, oprește-te. Scaunul, oprește-te. Ia-ți la scaunul cum trebuie, da? Dacă e nevoie, o să zic. În continuare. Acolo? Mhm. Mai întâi căuăl? Da, da, da. Dar tu observi cum e căuă, Giulie. Faci greșit, Giulie. Ia să luăm noi o mică foiță. Ia uite, tu știi cum faci, uite așa faci. Și linii, dar nu e așa, da? Ia uite, vine o leacă mai la rotundă, ai înțeles? Ca un fel de cerc, semicerc, da? Ai înțeles? Ia exersează o leacă. Mai. A, da, Giulie, dar linia unde se oprește? Că altfel îi ia după aia. Te oprești fix unde se termină căul, Giulie. Ia uite, e, s-au lăsat o mică liniuță, dar tu te oprești fix unde se termină căul, da? Haide, hai să facem aici, da? Deci te oprești unde îi, unde se termină căul, da? În cer. Așa. Ia, uite, până atunci eu citesc pagina cealaltă, care e de scris și de desenat, da? Modifică povestea așa cum dorești tu, ajutându-te de imagini. Încercuiește litera D mare și D mic din titlul poveștii și din numele scriitorului. Degețica după Hans Christian Andersen. Adică fac cum vreau. Da. Hai, colorează aici litera D. Litera D, da? Degețica era o fetiță mică de tot, gingașă și drăgălașă. Nefiind mai mare decât un deget, îi se spunea Degețica. Într-o noapte, pe când ședea în pătucul ei,
Pe un ochi de fereastră spart a intrat o broască. Broasca era urâtă, mare și jilavă. Ar fi tocmai bună de nevastă pentru băiatul meu, a gândit broasca. Ea a luat coaja de nucă în care dormea Degețica și a sărit în grădină. Degețica dormea într-o coajă de nucă, da? Așa de mică era. Pe la marginea grădinii curgea un râu. În malul râului, cel mălos, ședea broasca cu feciorul ei. A doua zi de dimineață, când fetița s-a trezit și văzu unde era, începu a plânge amar. Acesta era feciorul meu, a zis broasca. A, acesta este feciorul meu, a zis broasca. Fetița a început să plângă și mai tare. Peștișorii care au auzit trista poveste s-au adunat la sfat. A, ce rapidă e desena, bravo! Deci, încercuind litera D din titlul și din denumirea celui care a scris... Și de aici? Nu, doar de aici. Titlul și numele, care, de, numele scriitorului. Degețica. Degețica, da? Dar unde avem litera D? D. Aici. Așa, da? Degețica. De Hans Christian Andersen. De Hans Christian Andersen. Da, așa, îl cheamă pe scriitorul care a scris Degețica. Așa. Și aici ne zice așa, modifică povestea așa cum dorești, o ajutându-te de imagini. Haide, lăsăm stiloul jos, știm povestea de Degețica, haide să vedem cum vrei tu să modifici povestea. Povestea... Și același numai. Dar nu contează, folosește-te de imagini, cum ai vrea tu să fii povestea, da? Prințesa Cătun Deget. Nu, Julie, dar același titlu e, aceeași denumire, tu trebuie să zici Degețica, da? Dar modifici povestea așa cum ți-ai dorit tu, da? Degețica! Hai să vedem ce ieși. Trăia o dată ca niciodată o fetiță cât un deget. Hai. Ea îi plăcea tare mult florile. E, hai, nu mai scuim. Haide, povestim, da? Îi plăcea foarte mult florile. Îi plăceau, da? Îi plăceau foarte mult florile. Da. Și avea... Cum îi poți spune pe cea care avea grijă de ea? Păi mama ei, nu? Mama ei era mare. Dar dânsa era cât un deget. Mhm. Într-o coarjă de nucă ca să doarmă. Da. Și tun, tun, tun. Giulie, ție zice să modifici povestea așa cum dorești, dar să te ajuți de imagini, da? Să zic, alegi o imagine și poți să povestești despre dânsa, îi pui un număr și după aia continui cu a doua, da? Dar tu trebuie să modifici povestea, da? Să nu fii exact ca acea identică. La asta se referă. Că tu ce povești, tu ce povestești, povestești aceeași poveste ca Degețica. A prins-o. Julie, o luăm de la capăt. Nu bine. Povestim Degețica. Dar același nume. Bine, însă aceleași nume, dar nu povestim aceeași întâmplare. Degețica, e o dată ca niciodată. Pune un număr la o imagine. Hai, câte imagini avem? 1, 2, 3, 4, 5. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ok, alegeți o imagine care începem și povestim despre dânsa, da? Bine. E o dată ca niciodată. Nu a ieșit dintr-o coajă de alună. Nu a ieșit dintr-o coajă dintr-o de alună. Floare.
dintr-o floare, da? Dar pune cifra 1, da? Da, Julie, pui cifra 1, o leac aici într-un colț, da? Da? Cu pixul? Da, cu stilou, cu pixul, da? Cu aia vrei să încep, da? Ok. Ea mereu mergea să vadă florile. Mergea în pădure de calmă. Și păsările vineau să vadă cum cânta. Mai tare, da? Cum cânta. Ok. Dar seara era somn. Și i-a spus la păsărică: mă poți? Vrei și tu o lună? Și pasărea a zis: da. Ok, dar ce mănâncă păsările? Pâine. Păi pâine. Da. Hai să... I-a dat o bucată de pâine și a mâncat. Și i-a dus-o la casa ei. Așa, deci care-i doiul? Zicem că a dus-o la casa ei. Ok. A ajuns acasă. S-a pus să doarmă în aluna ei. Dar nu e alună, Julie, e o coajă de nucă. Nuca e o leacă mai mare, nu? Dintr-o coajă de nucă. Asta să doarmă. Dar... Când s-a trezit, a mers iar în pădure. Ok. Îi plăceau florile. Uh-huh. Dar de data asta a prins o broască. Ok. Când era... Și care-i treiu? Păi de ce? Că aici nu arată nicio parte comerț în pădure. Dar ce o cărată coaja din nucă după dânsa ca să o prindă broască? Ce-o făcut? Păi povestește exact ce e acolo, nu? Ce vezi în imagine. Și a prins o broască și a dus-o. Păi unde a prins o broască? În casa ei. Păi haide să reluăm, da? În casa. Deci a ajuns acasă, da? O dus-o păsărica. A dormit mult, dar nu știa că vinea o broască ca să o ieie. Așa. Păi 1, 2, 2, Julia. 3. Haide, corectează-te. Haide. Și au vrut să fie copilul lor. Deci broasca au vrut să fie degețica copilul lor, da? Ok, mai departe. Haide, pune acolo patru, da? Așa. Dar degețica nu vroia. Vroia să meargă la dânsa acasă. Când crabii au auzit pești crabii, a ajutat-o să scape. Așa. Să meargă la dânsa acasă. Da. Alo? Ați ajuns?
am înțeles, mulțumesc, la revedere. Și fluture a ajutat-o să scape de acolo. Deci cine a ajutat-o? Cargus. Haide. Un fluture. Deci ce cifră punem acolo? 6. Și a ajuns la dânsa acasă și a stat mereu cu mama ei. Bun.